Salutare, dragi prieteni. Suntem la Porumbei. Am vești bune, foarte bune. Am și niște puișori, mi-au scos acum niște pui foarte mari. Așa, acum vreau să vă arăt la unii porumbei că mi-au scos aici, cum s-ar spune, țâniu matca, porumbei de matcă. Am văzut că la videoclipul anterior mai avem puțin și strângem 30 de like-uri. Vă rog frumos să nu uitați să asistați și voi butonul de like. Așa, vreau să vă zic că mulți mi-au zis că să vă arăt porumbeii mei de mat, că zburătorii o să-mi fac pui. Așa, și vreau să vă zic că noi achiziții am luat. Mi-am mai luat niște porumbei, o să vi arăt și puia. Și vreau să vă zic că o să vă arăt și pui, o să vă arăt la unele ouă că le-am și ciocnite. Stați puțin să ne uităm dacă o femelă a scos. Mai avem aici sus niște porumbei. Așa. Stați puțin să-i filmăm și cu ei. Așa. Uitați. Ouă ăsta, nu știu dacă se vede, e ciocnit. Uitați, e ou ciocnit. Dă să scoată puiul. Să iasă, să iese puiul. El este tatăl, este masculul. Când era pui, s-a cindectat la cap și nu-i mai crește păr și de atunci îi spun chelul. Așa, el e așa. Văd că nu e așa agresiv. Așa. Aici avem un mascul argintiu, avem pe ouă. Aici avem două ouă de voiajor. Văd că unul dintre ele dă să ciocnească, așa. Aici sub masculul ăsta avem tot două ouă, docește. Aici jos avem un mascul vânăt, stă pe ouă. Le-am pus niște grit ca să dea la puișor să mănânce. Hai să vă arăt și puișorii de voiajor, stați puțin, să ne urcăm aici, așa, stați puțin, așa, să... așa, aici văd că avem două ouă, acolo clocesc, aici clocesc, și puișorii stă acolo, dar mă duc pe partea cealaltă ca să viară mai bine, pun pe pauză și revenim. Stați puțin. Uitați că am revenit, deja sunt puișorii. Au inele. Uitați, inelul are pe picior. Unul iasă alb și unul iasă alb cu negru. Aceea este mama lor. O solozată foarte bună. Aici avem două ouă. De la masculul ăsta de aici. Ăsta roșu. Ăsta e tatăl puilor. Cred că a venit să le dea să mănânce. Că văd că sunt răniți bine. Sunt inelați amândoi, cu inel de 2018. Acest alb este este masculul, tatăl puilor, și aceasta este femela, mama lor. Acolo avem ouă, acela este masculul. Masculul acesta și cu femela lui am poză de la canal, este poză de la canal. Așa. Așa sunt puișorilor. Încă mai aștept să mai îmi scoată niște pui. Văd că le-a dat să mănânce foarte bine, sunt răniți bine. Dar cum vine să dea să mănânce, crede că le dau să mănânc, să mănânce, dar nu le dau. Sunt foarte blânji, îmi place. Să-i punem înapoi aici. Aici avem două de la roșu ăsta. Așa, acolo unde sunt paelele avem tot ouă. Ăștia nu sunt ciocnite deoarece mai acum o săptămână mi le-a scos. Acolo trebuie să iese un pui, iese un ou ciocnit. Haideți să vă arăt și porumbeii ceilalți. Uitați, și aici avem două ouă, văd că le încălzește. Așa, ăștia sunt porumbeii.
toți porumbei mei. O să mergem și la ceilalți porumbei. Așa, stați puțin să-i dau eu la o parte. Aici este ăsta, ăsta, ăștia stă aici. Așa. Haideți să mergem, a, și acolo jos. Văd că mai am niște ouă, la doi negri foarte buni. Așa. O să mai iau niște porumbei foarte buni, tot așa de matcă. Dar nu acum, nu zilele astea, o să-mi iau mai încolo, am vorbit cu un prieten al meu. Așa. Haideți să vă arăt și puiul de standard și mondainii, că toți îmi zicea să vă arăt mondainii, mondainii și tot îmi scriați în comentarii că cum arată un mondain sau chestii de ăștia. Haideți să mergem și la ei. Uitați că am revenit și la ăștia. Ăștia doi sunt standardii mei pe culoare neagră. Mie îmi plac foarte mult, mie chiar îmi plac. Așa. Ea este femeia și el este masculul, cei care nu sunteți abonați la mine și nu-i știți, dar cei care știți, haideți să vă arăt și puiilor, puiului, stați puțin, ia uitați-l, op, așa, el este puiul lor de standard, e foarte blând, cred că este o femeie. Pentru că la unele videoclipuri am văzut cum se deosebește sexul la pui. Nu știu dacă știți, la un canal foarte bun, nu dau nume, știți și voi, poate l-ați văzut. Așa. Dacă la acest videoclip o să adunăm like-uri, o să adunăm like-uri multe și abonați mulți, o să postez în curând un videoclip cum se deosebește masculul la pui, sexul la pui, cum se deosebește dacă este femeie sau mascul, o să vă arăt, dar dacă adunăm la acest videoclip multe like-uri și câțiva abonați, să vedem dacă putem să adunăm, dacă adunăm, o să vă arăt cum se deosebește sexul la masculin și la feminin. Dacă este puiul mascul sau femeie. Așa. Deci, el este puiul de standard. Trebuia să am doi, dar din păcate un pui mi-a murit și mi-a rămas el. Și eu am încercat metodele pe care le știu eu și am văzut că este femeie. Acest pui nu știu dacă o să-l opresc, pentru că nu am pereche pentru el, nu, așa, și o să văd ce fac cu el, o să-l dau sau o să-l dau pe alți porumbei, foarte buni, nu știu, să vedem. Îl lăsăm să crească înapoi și să-l punem aici, aici este locul lui, aici, așa. Haideți să vă arăt și mondainii, ăștia sunt standardii părinților. Cea albă, stați puțin, s-o dă eu de la o parte. Mai mă, aolo, bă, frate. Stați puțin să intru aici la ei. Să vedeți că aici am femeia de satin de așa, du-te acolo. Haidea. Ea este femeia mea de satinete pe culoare albă. Am luat-o mai acum, aia este achiziție, un porumbel foarte bun. Asta este achiziția pe care vreau să vă arăt. Femeia mea de satinete. Uitați, are floare în piept și, bă, bă, e sperioasă ea așa, dar nu-i nimic, o să o, asta albă. Așa, o să iau și un mascul. Și din păcate am o veste aici la mondainii ăștia proști. Ăsta e masculul, cum se pare și așa sunt standarde care se aleargă ei mereu. Și din păcate, nu știu dacă se vede. Așa. Aici stă femeia aia, dar bate sau... Ah, da. Gata. Aici stă femeia de mondain, dar din păcate n-are o, deoarece unul l-au spart, ca proștii, nu știu din ce cauză l-au spart. Și văd că al doilea dă să-l scoată.
Așa, asta neagră, asta purmiță, asta este o purmiță de jucător. Femela de satinete, dar o să iau astăzi un mascul, o să mă duc azi să-mi iau masculul de la un prieten al meu. Ăsta e mondainul masculul ei și ăștia sunt mondainii mei. Bine, primul l-au spart, au început să dea cu ciocunia și l-am găsit pe aici spart. Așa, nu știu din ce cauză l-au spart. Și ăsta al doilea, dacă văd că nu stă pe el și încearcă să-l spargă din nou, să-l iau și o să-l pun la voyager. Pentru că vreau să scot și o pereche de mondain. Mie îmi plac foarte mult, mai ales masculul ăsta, că e așa agresiv, e aleargă după porumbițe. Așa. O să luăm femela de satinete și o să o îmbăgăm într-o boxă, pentru că ca să pot să o împerechez cu masculul de satinete pe care o să-l iau, o să vi-l arăt și vouă. Așa. Și vreau să vă mai arăt așa ce am băgat eu la, ce pereche am mai băgat eu la împerechea, pentru că duminică, săptămâna trecută, am fost la câmp, la, cum s-ar spune, la un târg de animale, așa, și mi-am luat niște porumbi de acolo, vreau să vi-arăt și vouă. I-am băgat la împerecheat, să vedem dacă, haideți să mergem să vedem dacă s-au împerecheat, pun pe pauză. Uitați, am revenit, uitați, acești porumbi i-am cumpărat eu. Masculul, nu știu dacă se vede, stați puțin să vedem dacă se poate vedea. Așa. Ăsta negru, ăsta e masculul și această solzată, tărcată, cum mi-aș putea spune, este o femelă. Și cei doi am cumpărat, nu m-a costat așa cine știe ce, pe ei, pentru că omul care avea, îl știu ce porumbe are și din acea cauza am cumpărat de el, așa. Și mai avem aici doi albi cu negru, doi flori frumoși, așa, și ăștia la împerechea sunt. Uite, asta e masculul, are inele 2015 UCP, femeia are inele de 2017 FCI. Și aici sus mai avem un mascul băgat, tot așa, un solzat frumos cu inel de 2016 UCP Federația. Pe acest mascul o să-l împerechez cu o solzată la fel ca el, tot așa, de la un prieten al meu, am vorbit cu el, trebuie să mă duc să o iau. Ea are inel de 2018, așa, și vreau să vă zic că acest mascul îl țin aici, are o săptămână de când stă în boxa asta, pentru că eu îi țin așa, deoarece, ca să se împerecheze mai repede, am văzut la unele persoane de aici, de la mine, cum împerechează porumbei și așa, am încercat și eu și chiar merge. Deci, eu împerechez porumbei, las masculii într-o boxă sau ceva într-o căpere mai mare, așa, o săptămână jumate. Și după o săptămână jumate o să bag femeia peste el, cu el aici, și o să se ia. Deci, duminică o să bag femeia ca să se împerecheze cu acest solzat frumos. E un porumbel foarte bun. L-am luat de la un prieten foarte bun care scotea niște pui foarte buni, îmi plăceau pui din el și am zis că dacă tot i-a murit femeia, să mi-l dea mie. Și el ce a zis, că mi-l dă și l-am luat. Și acest mascul este un mascul foarte bun, mie îmi place solzat, așa. Cam atât a fost cu voi, cam atât vreau să vă arăt. Dacă adunăm multe like-uri și mai se abonează unele persoane și cei care nu sunteți abonați, abonați-vă, ca să adunăm mai mulți abonați și mai multe like-uri. La acest videoclip v-am zis, dacă adunăm multe like-uri, peste 20 de like-uri, dacă adunăm, uite, zisă-i și cât, dacă adunăm peste 20 de like-uri, o să vă arăt, o să fac un videoclip cum deosebim masculul, cum deosebim sexul la pui, dacă este masculin sau feminin, dacă este masculin sau femeie. Deci cam atâta vreau să vă arăt puii mei. Nu știu dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Să... Așa, dragi prieteni, cam atâta vreau să vă zic. Pa, pa!